Sorry, șefule, minunat! Salut, Mihai, salut! Mă bucur mult că tu te descurci singur ai dat drumul la înregistrare. Să le spunem prietenilor noștri că de data asta tu ai dat drumul la înregistrare filmulețului, da? Bravo! Hai, Mihai, să... Băi, facem o lecție de... O să ducă vestea. Știi că am făcut o lecție foarte frumoasă și cu Măriuca, foarte frumoasă. O lecție o să urmărească, o să facă, să spun ceva. Tu știi și tu engleză, nu? Măriuca o să facă lecția în engleză, ca să facă pentru Victor și pentru Ana, mă. Hai să facem o lecție frumoasă, mă. Facem? În română, bineînțeles. Ei, hai să zicem așa, măieță. Spune-mi mie cu cine este egal 13 plus 24. Treizeci și șapte, bravo, felicitări. Perfect, fără greșeală. Deci n-ai bâlbuit deloc, perfect. Uite, Mihai, da? Cu cine este egal 13 plus 28? Adică asta ce 13 plus 28. Mai nu se poate. Bravo, Mihai. Mihai, mă, nu mai. Bravo, mai Mihai, dacă tu îmi spui cum ai și făcut, eu sunt cel mai fericit din ziua de azi. Oare ai calculatorul acolo deschis? Da. Calculatorul lui, da, da nu ăla da, da, de socotel. Spune cum ai făcut, Mihaiță. Păi, 3 și copt fac 11. Da, mă, da, așa. Care înseamnă cine 11? Cine 10 și plus un 1. Pentru prietenii noștri. 10 plus 1. Acum, continuă tu. 10 plus 1 calcul 11. Da. Da? E bine. 11 și înseamnă 10 și un 1. 10 aceea, vorbește tu mai departe, că tu ești șeful. Hai. 10 asta și cu 20 cât fac asta? 10 și cu 20? Fac 30. Și cu 10 asta? Și cu 10 asta face 40. Și cu 1 asta 41. Deci asta e, așa ai gândit tu foarte rapid. Dacă tu ai făcut într-o viteză foarte mare. Ai zis 3 și cu 8, 11. 1. 1 l-am scris și 10 aceea ai dus-o la 10 de aici și ai făcut 20 cu 10. Dar eu am făcut așa mai ușor pentru prietenii noștri, că eu nu pot așa repede. Eu trebuie să fac așa mai încet, că nu înțeleg foarte repede. Da? Cum ai făcut tu așa în viteza asta mare, n-am înțeles. Dar uite că acum facem o problemă. În curtea unui gospodar sunt găini și rațe. Găini și rațe. Găini sunt 17. Rațe cu 8 mai multe. Mai multe decât găinile. Deci, în curtea unui gospodar sunt găini și rații. Găinile sunt 17, dar rațele nu știu. Știu că sunt cu 8 mai mult decât ele, decât găinile. Câte? Este 25. Oai, deci rații și focul, mă. Rație și focul, mă, rație ai spus, tu ai spus.
Tu ai spus, mă, că ai făcut așa, de nici nu mă lași să scriu problema. Bă, ce faci tu aici? Deci rațe sunt 25. Că ai aflat tu, ai adunat. Dacă am zis că rațe cu atâtea mai mult, tu la 17 ai adunat 8 și ai spus 25, mă. Așa e, mă, ai dreptate. Rațe sunt 25. Câte sunt împreună? Câte păsări sunt în curte? Câte păsări sunt în curte? La un loc. Și 5. La un loc. Și rație și găini. La un loc. Câte păsări sunt în curte? Ce trebuie să faci ca să fii la un loc? Trebuie să aduni găinile și cu rațele. Adică trebuie să aduni pe 17 cu 25. Să vedem câte sunt împreună. La un loc. Mai gândește un pic? 32. Ai zis bine, 7 cu 5 fac 12. Da? Deci dacă le așez așa unele sub altele, 25. Uite, 7 cu 5. Cine e mai mare între 7 și 5? 7 plus 5 zice 7, eu sunt mai puternic. Mie până la 10 îmi trebuie un 3. Și alea de aici, 12, corect. Ia pe aici, de aici 3, mă rămâne un 2. 7 cu 3 am făcut 10, plus 2, 10 plus 2, egal cu 12. Ai zis foarte bine. Ce înseamnă 12? Înseamnă o 10. 12 este egal cu o 10 și un 2. 10 plus un 2 și pe 2 l-am pus, 10 aceea o ducem la 10. Vine aici 10. 10 aceea și cu 10 asta fac 20 cu 20, 20 cu 20. Cât fac? 20 plus 20? Egal cu 40. 40, nu 30, 40, că tu ai adunat 1 și cu 2, 3. Dar mai vine o 10. De la unități. O 10 vine ea și vine lângă ea. Fiind 10, vine, zice, eu cu voi stau de vorbă. Primiți-mă și pe mine 10 asta, zice. Și 10 se duce la, pe coloana 10-lor și se adună. O 10 și cu o 10, 20 și cu 20, 40. Deci răspunsul corect este 42. Ai avut aici o mică greșeală că ai uitat-o pe 10 aceea. Ai adunat foarte bine 7 cu 5, 12 și 10 aceea și cu 2 de aici, de la 10, fac 30 cu 10, 40. Deci răspunsul corect, 40 și 2. Deci sunt foarte, foarte bucuros. Ai avut o mică greșeală, dar foarte mică. Numai că, deci tu ai uitat o singură 10 aceea. De acum să o țin în minte. Când au făcut 12, am scris pe 2 de la unități, și pe 10 am scris, o ducem la 10 și o adunăm la 10. Foarte, foarte bine. Aia să văd eu acum dacă faci tu pe asta. O altă problemă. Deci modificăm. Nu sunt 17 găini, ci sunt 19 găini. Și nu sunt rațele cu 8,
ci cu 7 mai multe. Câte păsări sunt în curte? Am modificat atât. Găini, știu. 19. Rație cu 7 mai mult. Rație cu 7 mai mult decât găinile. Deci rațiile cu 7 mai mult decât găinile. Trebuie să aflăm rațiile. Ele sunt cu 7 mai multe decât găinile. Să aflăm rațiile. Câte ori fi oare? Că dacă sunt cu 7 mai multe, dacă-ți cu 7 mai multe, la găini mai punem încă 7 ca să aflăm rațiile. O, este 14. Deci vine 19 plus 7 rațiile. 19 plus 7. Adică 6. 26. Bravo, Mihaiță. Ce spune? Când am 9 spune. Zice, mai dăm, tu te rog frumos, bate la așa, la 7. Dăm și mie un 1. Dăm și mie un 1 ca să fac și eu 10. Și 7 le zice, ia și ia 1. Câte ori a rămas lui aici? 6. Și 1 același cu 9, a făcut o 10. Și cu 10 asta de aici fac 20. Cu 1 ăsta fac 20. 20 și plus 6, 26. Foarte bine. 26 sunt rațe. Foarte tare. Rațele sunt 26. Acum, câte păsări sunt în curte? Toate păsările la un loc. Ce trebuie să adunăm? Trebuie să adunăm pe găini, 19 găini, plus 26 rațe. Ei, să vedem cât fac aici. 19 plus 26. Te așez așa că îți vine mai bine, cred eu. 45. Cât? 45. 45. Bravo, Mihai! Bravo, Mihai! Băi, ai spus foarte bine. Răspunsul este extraordinar. 19 plus 26... Excepțional, Mihai. Ia să văd cum ai gândit tu aici, mă. Este așa. 6 și cu 9. În lui 9 îi mai trebuie un 1. Pleacă un 1. De la 9. De la 6. Rămâne aici un 5. Îl punem jos. Și-a făcut... 1 a făcut o 10. Și 10 asta s-a dus la culoarul cu 10. Și 10 aceea, cu 10, 20, cu 20, 40, 45, excepțional, excepțional, Mihai. Băi, ce-mi place. Băi, ce-mi place. Uite, Mihai, fac altă modificare. Sunt 23 de găini, altă problemă, a treia problemă. 23 de găini, rațele sunt cu... 7 mai multe. Las tot 7. Câte sunt la un loc? Ce? Deci, am formulat o altă problemă. În curtea gospodarului sunt 23 de găini. Rație cu 7 mai multe de găini. Câte sunt la un loc? Deci în curtea gospodară sunt 23 de găini, rație cu 7 mai mult. Câte păsări sunt în curte?
Asemrați-ne. La 23 punem încă 7, că sunt 7 mai mult. Face, ia să văd cât fac 23 cu 7. Treizeci, bravo, Mihai. 30 rați. Acum, la un loc. Pe cele 23 de găini plus cele 30 de rații egal cu? 53, bravo, Mihai, bravo, fără greșeală, bravo, bate palma aici, fără greșeală, fără greșeală, ești extraordinar de puternic. Ai, Doamne, ce bine le știi tu. Fac altă modificare, altă problemă. Păi tu nu știi ce-s problemă, să mai dau. Ia să dau eu o problemă foarte grea acum, foarte grea. 28 de găini și rație cu 17 mai multe. Cu 17 mai multe. Mihai, dacă o faci și pe asta, eu merg pe stradă, prin Bacău, merg pe stradă, prin Bacău și spun, Mihai e cel mai tare la matematică. Mihai e cel mai tare la matematică. Dacă o faci pe asta, ești cel mai tare. Merg pe stradă acum, plec. Dacă o faci pe asta, fără greșeală. Gândește bine că m-a trimis pe stradă, mă, și vorbesc la toată lumea. Pentru că n-am auzit. N-ai auzit? N-ai auzit când ies eu pe stradă? Păi își face problema și dacă face problema asta, ești pe stradă și câte păsări sunt la un loc. Deci 28 de găini, ce problemă grea ai dat acum? Da. 28 de găini. Rație cu 17 mai multe și câte păsări? 17, ca să vadă, da, cum se vede. 17. Așa. Cu 17 mai multe, câte păsări sunt în curte? Păsări? O face rapid. Sunt în curte. 45? Deci, rațiile le-a aflat întâi rațiile, da? Deci, zice așa. Aflăm rațiile. Rațiile. Ce ai spus? 28. Câte erau? Și plus 17, încă în plus. Și ai spus foarte bine 45, tu ai spus, nu? Ia să văd eu dacă eu mă descurc. Deci, 8-ul e mai mare decât 7. Și 8 spune, dăm și mie 2. Dăm 2 ca să fac 10. Și o dat. Și câte au rămas lui? A rămas 5 în loc. 8 și cu 2 pentru, pentru că 5 plus 2 e egal cu 7. Așa. Fiindcă 5 plus 2 face 7. De aceea 7-le s-au găsit că 5 plus 2. Perfect. Și 2 s-o lipit de 8 și-o făcut o 10. Și acum 10 aceea și cu 10 de la 20 fac 40. Și cu 10 de aici? 10 și cu 20. Eu am greșit, Mihai. Eu sunt cel repetent aici. Eu sunt cel neatent. Că 20 cu 10 fac 30 și cu 10 de aici 40. 45 sunt rațe. Rațe. Bravo, Mihai. Să știi că asta a fost cea mai grea problemă. Rațe. Și acum câte sunt la un loc? La un loc, găini și rații, adică câte păsări. Trebuie să adunăm găinile și cu rații. Deci 28, asta e operația ta, ca să o scriu, 28 de găini plus 45 de rații, egal cu
63. Bun, 63. Treiul scriu, dar despre 60 mai discutăm. Hai să le așezăm una sub alta. 28, așa ai spus, nu? 28 avem, plus 45. Și 8-ul cere cât îi trebuie lui 8 ca să facă 10? 2. Un 2. Hai, pleacă tu 2 aici. O plecat. Și s-o lipit de 8 și-o făcut aici un 10. 10 asta se duce la 10. Și aici cât o rămas? La 5 dacă o plecat un 2. Ai spus bine, 3. Da? Și 3 l-ai pus bine. Și acum câte 10? Să numărăm 10-le. Una, o 10, cu 2 cât fac? Una și cu 2 fac 3. Și cu 4? 10 și cu 20, 30. Și cu 40? Zece și cu 20. A, dar 10 se poate duce și la 40 întâi. 10 și cu 40 face 50. 5 și cu 2? 50 cu 20? Pentru că 4 plus 2 egal cu 6. Și 4 plus 2 fac 6 și cu una de aici, care a venit de la unități, egal cu 7. Da? Deci singura mică greșeală care ai făcut-o este că ai uitat 10-a când ai făcut 8 și cu 5, 13, pe 3 și pe 10 aceea ai uitat-o să o aduni aici. 4 și cu 2, 6 e drept, dar și cu 1 acela de la 10, de la construcția, de la adunare 5 cu 8. Și atunci face 73. Deci o mică greșeală ai avut, una mică, ai uitat pe 1 acela de la 10. De la 8 cu 5, la unități. Deci răspunsul corect este 73, că tu ai zis 2 cu 4. 2 cu 4 la 10, ai zis 6. Dar ai uitat 10 aceea. Doar atâta tot. Da? Deci a fost bine, foarte bine făcut, cu excepția unei mici greșeli, de aceea nici eu nu mai ies pe stradă acum. M-ai salvat. Eu ce trebuia să fac? Trebuia să ies pe stradă, mă îmbrăcam repede, mergeam pe stradă și spuneam la toată lumea, cel mai bun este Mihai, cel mai bun este Mihai, dar tu m-ai salvat. Ai fost drăguț, mă, ca să nu mă duc pe stradă, să spun la toată lumea, când lumea mă întreba, cine e Mihai? Cine e Mihai? Și eu spun, Mihai din București. Nu, din Otopeni. Mihai din Otopeni, cel mai bun la matematică. Ei, Mihăiță, trebuie să spun că foarte mulți copii și în clasa a întâi sunt care nu pot face problema asta. Deci tu, ca și cum ai făcut clasa 0, clasa a întâi, termin clasa a întâi și nu știu să fac așa ceva. Foarte puternic ești, este extraordinar. Dacă când tu te concentrezi foarte puternic, nu mai scapă ții unul acela care s-a construit la unități și îl aduni și pe el și atunci perfect dai răspunsul. Mi-ai dat data trecut. Mai facem una? Mai facem o problemă? Nu. Una. Și dacă o faci perfect, mă trimiți pe stradă. Da? Bravo. Da. Hai să vedem. Uite la găini, merg cu 38 de găini. Iar rație cu 17 mai multe. Câte păsări sunt în curte? Aceeași întrebare. Deci rațiile cu 17 mai multe. Am important să
mutat 38. A, e modificat. Da, da, da. Deci 38 sunt găinile, rase cu 17 și mai multe. Câte păsări sunt în curte? Aflăm rațele, de aceea adunăm pe 38 plus 17. 55. Câte? 55. Bravo, Mihai! 55 rațe. Bravo! Excelent! Excelent! Cu, procesează cu atenție. Foarte rar să păcălești el. Foarte. Acum a fost foarte atent că a câștigat 17, o fac 15, o 10 și când a adunat-o de data asta. N-a zis 31, 4 și cu 1 încă 1. Încă o 10, 55. Foarte bine. Acum câte păsări sunt în total? În curte trebuie să adunăm pe 38 cu 55 ăsta. Băi, dacă o faci așa pe asta, poate nu o faci ca să nu ies pe stradă. 38 plus 55. 83. Deci, ești, mai ești încă o dată atent? Cu 3 sunt de acord la unități. Ai zis bine. Dar la 10 mai fii încă o dată atent. La 10 este o mică greșeală. Da? Poți să încerci din nou răspuns? Deci ai zis bine, 5 cu 8 fac, cât fac cu 5 cu 8? 5 cu 8, 5 cu 8, este 13. Foarte bine zis, foarte bine, 3 și o 10. 10 aceea se duce la 30 și 30 cu 10? 30 cu 10? 40, da? Uh-huh. 40 cu 50? 40 cu 50? 4. Egal cu 90. 90, Mihăiță. Bravo. Deci, din data trecută ai fost foarte atent la 17, o fac 15 și 10 aceea n-am mai uitat-o. Și ai adunat-o. 10 cu încă 10, 20 cu 30, 60, 50. Foarte bine. Aici ai uitat din nou pe 10 aceea, că ai zis numai 50 cu 30, fac 80, ai zis tu. Dar, de fapt, mai vine o 10 și fac 90. Răspunsul corect, 93. Mihai, ești foarte, foarte puternic, foarte valoros. Deci, noi am făcut niște probleme, încă o dată spun, foarte, foarte tari, foarte importante. Acum, așa cum ți-am promis, nu mai, că există numai una să mai facem. Nu? Așa mi-ai spus. Am făcut-o pe aceea. Vrei să-ți dau eu o singură problemă acasă să faci tu? Nu.
Nu mai vrea. Nu vrea. De el a spus una și gata. Dacă mai vrei, Mihai, eu mai fac cu tine. Dacă eu vrei să mai faci, nu mai vrei. De acord că e obosit, ai dreptate. Deci în seara asta e de ajuns și vreau să le spui lui mami și lui tate, să te duci, le spui tate, am făcut o lecție frumoasă și vă rog să vă uitați pe filmuleț. Că am făcut filmul, l-am înregistrat și veți vedea ce lecție frumoasă am făcut. Știi să întrerupi acum, Mihai? Ce? Știi să întrerupi înregistrarea? Oprești înregistrarea, știi? Bine, știu.